informația cu cultori. Vreau să verific cât a crescut o ramă în timp de 24 de ore. Și la fel să pun sirop pentru că urmează o săptămână de ploi. Cel puțin asta ne anunță pe noi, așa că vrem să vedem cât a crescut sau dacă a început să crească rama pe care am pus-o. Așa. Vreau să dau direct la ramă, pentru că știu unde am pus-o. Să văd ce fac albinuțele în timp de 24 de ore. Deci, prieteni, în timp de 24 de ore vedem că aproape este crescută toată rama. Haideți să vedem și partea asta, a mai rămas colțul ăsta. Da? Aproape este crescut în timp de 24 de ore. Și îmi place foarte mult celulele cum le face, pentru că este din sirop, din zahăr. M-aș mira foarte mult dacă Regina a pus ouă în timp de 24 de ore. Deci, uitați-vă, prieteni, cum a crescut albina în timp de 24 de ore această ramă. Aș spune că 90% din rama aceasta este finisată. Deci în curând, cred că într-o zi, două, Regina va pune și ouă. Așa. Deci, nu mă interesează să merg mai departe, pentru că știu care este situația. Am fost curios să văd cât a crescut rama albina în timp de 24 de ore. Și acum am spus, vreau să pun sirop albinelor pentru a crește ramele cât mai repede, ca lucru să meargă înainte. Săptămâna de ploi va ne stea în față, desigur va fi zile frumoase, dar punem sirop. Ceea ce strânge este puțin nectar, dar asta este pentru ele. Eu am nevoie mare să cresc răme acum, prieteni. Vrem să vedem la doilea stup dacă a început să crească rama care le-am oferit-o. Foarte mult albină este la colies. Vedem că aduce polen. Și acest lucru este un lucru curător. Această ramă este după diafragmă, mâncare mai are mâncare. Așa, mergem direct la rama pe care am pus-o. Deci, prieteni, rama în timp de 24 de ore, cum a construit-o. Și partea aceasta. Deci, siropul de zahăr este foarte bine. Sirop de zahăr le crește foarte rapid. Vreau să văd ultima ramă de lângă diafragmă. Uitați-vă că este plină cu mâncare. De stat, e plină cu mâncare. Mâncare, uite, e plină cu mâncare. Da.
acesta este siropul pe care l-am pus, dar e bine că au sirop pe ultima ramă, că această ramă tot a fost adăugată. Așa, deci este un lucru îmbucurător. Cel puțin au de lucru acum albinuțele acolo. Punem și sirop. În jur de 400 de grame de sirop. Vreau să văd ultima ramă care este situația. Deci, ultima ramă este cu larvi, polien, mierii și este ouată. Și la fel partea aceasta este ouată și are miere. Și mult albină este plecată la culies. Voi adăuga o ramă la crescut. Deci această ramă aproape este crescută, a rămas partea cealaltă. Deci dăm de lucru albină. Dacă am pus la acest pup la crescut, dacă am pus atunci, vreau să văd cât a crescut. Vedeți, este albină. La diafragmă este albină, văd multă vine cu polien pe picioare. Ultima ramă. Vreau să vă arăt cât de frumoasă este această ramă. Deci asta a fost adăugat cu o săptămână în urmă rama. Vedeți ce larvar frumos are pe ramă. Nu știu dacă se vede. Dar este foarte frumos. Este practic toată rama cu larvar. La fel și rama aceasta. Văd și trenturi. Deja e poziționați. Bun. Și aceasta este rama pe care am pus-o, prieteni. Nu-mi vine să cred. Această ramă a fost adăugată 2 zile în urmă. Această ramă a fost adăugată 2 zile în urmă și este plină cu ouă. Deci regina, albinile a crescut-o și vedem că a și ouat-o deja. La fel, este ouată și aici. Ce, tata, vrei să vezi? Ești curios? Tata meu este foarte curios. Ia uite, vezi? Ouăle. Tată-i cu ou. Deci, foarte bine, albinii au crescut. Asta am pus-o 2 zile în urmă. Așa. Și vreau să văd care e situația la ultima ramă. Aici am 2 zile în urmă. Am pus ramă. Deci da, aici 2 zile în urmă, am pus 24 de ore. Vreau să văd ultima ramă, care este situația. Deci este cu mâncare plină și polien. Mâncare și polien. Ia uite trântor, tata, tine. Foarte mult trântor. Da, văd trântor aici. Așa. Și pe ultima ramă vreau să văd.
este ouată această ramă. Așa. Da, vedem trântori aici. Mulți ușori. Am văzut că crește așa de repede. Vom da, prieteni, o ramă la crescut. Unii o să spună că prea mult i-am pus, două rame la crescut. Eu sunt de părerea că este ok, pentru că eu și le stimulez, le dau sirop ca de zahăr să le crească cât mai repede. La diafragmă, albine. Și punem diafragma aici. Am pus în hrănitorul. Punem și siropul. Așa, o 500 de grame. Punem lemnele la loc. Deci, stimați apicultori, ceea ce am observat, în timp de 24 de ore a crescut rama, dar acei de 48 de ore a și pus regina ou. Deci la 24 de ore a crescut-o, la 48 de ore a și ouat-o deja. Vă doresc sănătate și numai bine, prieteni!